Precipitațiile masive din această perioadă au creat probleme, în special în zonele periurbane și rurale. În unele cazuri, sistemul de canalizare a localităților nu a mai făcut față cantităților mari de apă căzută într-un interval scurt de timp, ceea ce a provocat inundații. Dimensiunarea rețelelor de canalizare a stațiilor de pompare ale apelor menajere și stațiilor de epurare din localitățile din jurul Timișoarei, prin proiectare și execuție, sunt doar pentru apa uzată menajeră, nu și pentru apa meteorică. Aquatim, prin serviciul tehnic, avizează doar preluarea apelor menajere în sistemul de canalizare a localităților periurbane. Aquatim SA își încurajează în permanență utilizatorii care stau la case să nu-și conecteze burlanele, șanțurile sau rigolele pentru dirijarea apelor de ploaie la canalizarea publică, ci să colecteze apele provenite din precipitații și să le găsească alte utilizări, de exemplu la udatul grădinilor și a spațiilor verzi din curte și din preajma locuinței. În ultimele decenii observăm rapiditatea cu care se dezvoltă localitățile din jurul Timișoarei și nu numai. Acest lucru înseamnă extinderea spațiilor construite, a suprafețelor betonate, astfel că ploile tot mai abundente din ultimii ani duc uneori la supra-solicitarea conductelor. De aceea este important să facem cu toții tot ce depinde de noi pentru ca apele pluviale să nu mai ajungă integral în rețeaua de canalizare, transmite doctor inginer Ilie Vlai cu directorul Aquatim. Pe lângă faptul că astfel se pot preîntâmpina potențialele evenimente neplăcute, colectarea apei meteo în rezervoare speciale și utilizarea ei în grădini sau pe spațiile verzi poate scădea și facturile. Pe de o parte, nu se mai consumă apă potabilă de la rețea pentru udatul plantelor, iar pe de altă parte scade suma datorată pentru apa meteo. Tariful canalizării apei meteo este același cu tariful canalizării apei potabile, pentru că serviciile prestate sunt aceleași: colectare, transport, epurare, apă uzată. În calcularea sumei datoare pentru canalizarea apei meteorice intră trei elemente: valoarea precipitațiilor dată de ANM, suprafața de colectare a apei meteorice și tariful pentru canalizare. Suprafața de colectare este cea declarată în contract de către utilizator și reprezintă acoperișuri, alei, zone pavale de pe care apa de ploaie se scurge în canalizare. Prin instalarea unui sistem de colectare, acea suprafață scade și astfel se reduce posibil chiar substanțial valoarea facturii, mai declară Ilie Vlaicu. Așadar, după realizarea unor asemenea sisteme care conduc apa de ploaie spre grădină sau spre rezervoare de colectare, utilizatorii nu mai trebuie decât să actualizeze contractul cu Aquatim, specificând noua suprafață micșorată de pe care apa provenită din precipitații ajunge la canalizare. În acest fel, fiecare dintre noi putem proteja atât mediul cât și propriul buzunar.